Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ionuț Manta, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. La sfârșitul săptămânii trecute, mai precis sâmbătă și duminică, Câmpul Mușel a fost din nou capitala automobilismului românesc. S-a desfășurat pe drumul spre Cabana Voina a 6-a etapă a campionatului național de viteză în coastă. Iată, Câmpul Mușel reușește din nou să fie gazda unei astfel de competiții, un spectacol automobilistic de succes. Vom vorbi despre această etapă a campionatului național de viteză în coastă cu invitații mei de astăzi, cărora le mulțumesc mult de prezență, Iulian Nicolescu, organizatorul acestei competiții, dar și Cristian Otobâcu, director al organizatorii al acestei etape de campionat național. Bună ziua, domnilor, mulțumesc încă o dată de prezență. Bună ziua și noi vă mulțumim pentru invitație. Și noi vă mulțumim și vreau să fac o referire. Competiția, titulatura competiției este Trofeul Câmpului Mușcel. Vom vorbi despre acest trofeu care, iată, a ajuns la câta ediție, domnul Nicolescu? A ajuns la a patra ediție. Este un proiect care crește de la an la an și prinde contur în spectrul automobilismului românesc de performanță. Noi ne bucurăm că reușim la Câmpul Lung, chiar dacă un oraș mic, dacă îl vedem pe configurația hărții României, reușim cu ajutorul partenerilor noștri să aducem automobilismul de mare calitate al României în prima capitală a țării românești, în Câmpul Lung. Iată, sunt 7 etape care fac parte din calendarul acestei competiții. Una dintre acestea care se desfășoară an de an la Câmpul Lung Mușel. Vă zbateți, știu, pentru a aduce această etapă la Câmpul Lung, un oraș cu tradiție în acest domeniu. Datorită faptului că Federația Română de Automobilism Sportiv a încredințat clubului nostru organizarea acestei etape, pentru noi este o bucurie și reprezintă o certitudine că ne facem treaba în fiecare an. Repet, fără sprijinul foarte important al celor care sunt alături de noi, și aici nu pot să remarc sprijinul autorităților locale și județene, Consiliului Județean Argeș și Primăriei Municipiului Câmpul Lung, Primăriei Comunei Lărești, împreună cu ceilalți parteneri, facem ca un astfel de eveniment de o importanță deosebită să se desfășoare la Câmpul Lung în fiecare an. Vom vorbi puțin mai încolo cât de mult v-au ajutat aceste autorități, dacă se putea mai mult, eu sunt convins că sigur se putea mai mult din partea lor, dar cine știe, poate la anul, cred că cu siguranță se va organiza din nou, nu? Vreau să vă spun că demersul nostru pentru ediția viitoare de campionat deja a fost făcut. Noua conducere a Federației Române are o altă perspectivă asupra campionatului și vreau să vă spun că de la începutul lunii septembrie deja au fost depuse cererile de intenție pentru organizarea evenimentelor de anul viitor. Și bineînțeles, clubul nostru sportiv, Brothers Motorsport, a făcut acest demers, în principiu, din punct de vedere al formalităților, ca să spun, și al discuțiilor avute la nivel de parteneriat. Considerăm că, așa cum se știe, cu ajutorul lui Dumnezeu, la jumătatea lunii septembrie vom reuși să aducem din nou Câmpul Lung pe harta automobilismului românesc. La prima vedere, numărul de 7 etape pare puțin. Spuneți-ne un pic. La anul sunt... Vis-a-vis de lucrul acesta, să știți că numărul de etape pare puțin, dar motorsportul fiind extrem de costisitor din punct de vedere financiar, se realizează un oarecare compromis între numărul de etape și posibilitățile financiare ale fiecărui pilot, astfel încât Federația a decis ca anul acesta, în primă fază, să se organizeze 8 etape, dar datorită problemelor financiare pe care organizatorul de la Reșița le-a avut, s-a renunțat la etapa de acolo și în consecință au rămas decât 7. Trecem într-o perioadă grea a automobilismul românesc, știu că și la partea de raliu. Automobilismul românesc, eu zic că în configurația în care se află la acest moment, încă supraviețuiește și sperăm ca dimpotrivă suflul nou pe care conducerea Federației l-a adus să facă lucrurile de așa natură să crească, având în vedere că țările din jurul nostru, Ungaria, Bulgaria, sunt într-un ușor regres. Vreau să vă spun că campionatele din țara noastră, atât cel de raliuri, cât și cel de viteză în coastă, încă se află la un nivel destul de ridicat și noi sperăm ca să crească, nu să descrească. Da.
Haideți să intrăm așa un pic în detaliu, să vorbim despre etapa a șasea. Domnul Cristian Otobâcu, v-ați ocupat îndeaproape de partea tehnică, ca să spun, partea organizatorică, sunteți directorul organizatoric al acestei etape. Au fost prezenți aproape 10.000 de spectatori în cele două zile de concurs și vremea ne-a ajutat, nu? Haideți să vorbim un pic de cum s-a desfășurat această etapă și de rezultate, de accidente, că au fost și două, din păcate, unul mai grav. Da, această competiție a dus la start 63 de piloți care s-au întrecut în două zile, sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, pe un traseu de 3 km. Aceste două zile au avut... Să spun așa, au fost două zile diferite, în sensul că în prima zi au fost trei urcări, antrenamente necronometrate, urmate de trei antrenamente cronometrate, iar duminică două antrenamente, două urcări necronometrate și două în concurs. Concursul propriu-zis a fost duminică, cele două manșe. Din punct de vedere al rezultatelor sportive, eu spun că a fost o etapă deosebită prin prisma faptului că cel care a câștigat competiția, Răduț Lucian, a obținut un timp extraordinar în manșa a doua, 1:28:315, un timp comparabil, ținând cont de faptul că el conducea un Mitsubishi Evo 8, comparabil cu rezultatele de anul trecut ale lui Hora, care mergea pe o mașină de formulă. Răduț Lucian, zicem noi că a progresat foarte mult și a adus spectacol la această competiție. Referindu-ne la competiția pe ansamblu, noi spunem că a fost cea mai reușită competiție anul acesta prin prisma faptului că am avut un număr extraordinar de mare de spectatori. Chiar nu ne așteptam. Am fost încântat și sperăm ca pe viitor să avem câteva idei, să încercăm să oferim posibilitatea spectatorilor să vizioneze în condiții un pic mai bune. Poate reușim să facem o tribună, poate reușim, avem mai multe în plan, să sperăm că, așa cum spunea Iulian, ne va ajuta Dumnezeu și vom reuși să le punem în practică. Aș vrea să... Vreau să facem un pic să le specificăm telespectatorilor noștri care ar fi diferența, eu știu, între campionatul național de raliu, da, și campionatul național de viteză în coastă, care sunt diferențele, de ce traseul e unul mai mic și... După cum este și denumirea viteză în coastă, vitezele sunt foarte mari. Traseul este scurt pentru că... În primul rând, mașinile n-ar putea să meargă pe o distanță foarte lungă și mai este o chestiune, la aceste competiții, în general, se folosesc drumuri foarte virajate, care supun mult mașinile, adică efortul este foarte mare și din partea pilotului, dar și din partea mașinii. Și iar spectacolul mult mai mare pentru spectatori. Spectacolul pentru că este viteza foarte mare, adică sunt paliere de viteză unde 240-250 se poate atinge această viteză. Iar referindu-ne la raliu, raliul este o competiție pe o distanță lungă, 300 și ceva de kilometri, poate chiar și 400, cu etape în care se merge într-un regim normal de circulație rutieră, urmat de niște probe speciale care acelea sunt de viteză. Însă diferența foarte mare dintre cele două competiții este dată de panta accentuată pe care trebuie să o aibă viteza în coastă, iar din punctul de vedere a raliului, distanța foarte mare ca și kilometri. Un raliu, dacă nu are 33% probe speciale, deja nu mai poate fi clasificat și nu intră în categoria de raliu. Dacă Iulian vrea să facă referiri mai multe, pentru că el a fost în mașină, eu vorbesc prin prisma regulamentului și a celui care organizează, dar el ne poate spune diferența și din mașină. Asta, da, e diferența între noi. Și din postura de participant. Din acest punct de vedere, lucrurile ar putea fi catalogate în felul următor și cred că o comparație cu atletismul cred că ar fi pe înțelesul tuturor, așa cum vorbeam înainte să intrăm în emisie.
Viteza în coastă poate fi comparată cu o probă de sprint din atletism, 100, hai să spunem, 200 de metri maxim. Lucrurile se desfășoară cu o intensitate foarte mare, într-un timp foarte scurt. Așa cum amintea domnul director organizatoric, domnul Otobucu, timpul celui mai bun câștigătorului trofeului Câmpul Lung Mușcel de anul acesta a fost de 1 minut și 28 de secunde și 300. Exact. În timp ce raliul este mult mai complex, mult mai dificil, se desfășoară atât pe asfalt cât și pe macadam, succesiunea probelor speciale cu segmentele de circulație deschisă, ca să spun, durata, un raliu poate să se desfășoare pe durata a 3 zile, distanțele parcurse sunt într-adevăr unele foarte mari, pot varia între 100 și 300 de kilometri. Ca să dăm exemplu, campionatului mondial, acolo se ajung la lungimi care însumează 500 de kilometri, dintre care 200 sau 250 de kilometri de probă specială. Dacă Lucian Răduț a parcurs traseul de la Câmpul Lung într-un minut și 28 de secunde, în antiteză, ca să spun așa, la raliu sunt probe care pot să dureze 58 de minute. Deci lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Aici mașina este supusă pe timp scurt, într-adevăr, unor eforturi foarte mari, în timp ce strategiile pe care trebuie să le ai într-un raliu sunt cu totul și cu totul altele. Acolo nu poți să mergi 100% permanent, pentru că vă dați seama, la aceste lungimi mașina cedează sau și efortul pe care îl depune pilotul poate să meargă foarte bine, 2 sau 3 probe, după care intervine oboseala și lucrurile se schimbă. De aceea pregătirea este una cu totul și cu totul diferită. Majoritatea piloților au un program de pregătire fizică extrem de bine pus la punct, program de alimentație și așa mai departe, pentru ca lucrurile să se desfășoare la un nivel calitativ foarte ridicat, vorbind cel puțin pentru echipele care reprezintă uzine constructoare de automobile. Și mai e ceva de spus, ceva foarte important. La viteză în coastă, pilotul este singur, la raliu sunt doi, un pilot și un copilot. Există recunoașteri și pilotul vede la viteza în coastă, la el, la prima vedere, vede un traseu și să dea pe el. La raliu sunt notări, se fac, copilotul îi spune, virajul ăla e așa, ăla așa, linie dreaptă. Adică sunt diferențe. Ce spune Cristi este o diferență extrem de mare. Într-adevăr, pilotul la viteza în coastă, antrenamentele pe care le faci, încerci să le memorezi absolut fiecare viraj, fiecare trasă, să îți introduci în subconștient exact unde trebuie să frânezi, spații de frânare, distanțe și așa mai departe. Deci totul este, din punct de vedere matematic, mult mai riguros. În timp ce la raliu, fiind lungimi foarte mari, probe speciale foarte multe și kilometri mulți de parcurs, acolo obligatoriu, împreună cu navigatorul, trebuie să-ți faci niște notițe foarte bune, minuțioase, dar lucrurile țin mai mult de poate improvizație și surprizele pe care le ai s-ar putea să fie mult mai mari. Viteza în coastă, fiind pe o distanță foarte scurtă, este foarte bine securizat, forțe de ordine impresionante, jandarmi, știu eu, firme de pază și protecție și așa mai departe, în timp ce la raliu este foarte greu să acoperi astfel de lucruri. Din experiența personală, spre exemplu, la o etapă de campionat european în Letonia, la viteză foarte mare, 130-140 de km la oră, am avut un câr de căprioare care ne-au tăiat drumul și am avut șansă foarte mare că nu am provocat un accident. Putem spune că o astfel de etapă solicită foarte mult pilotul la viteză în coastă? V-am spus, efortul este de scurtă durată, dar nu îți permis să greșești. De o intensitate foarte mare. Ar mai fi de precizat și puterea motoarelor, în timp ce la raliu, datorită faptului că regulamentul nu permite, mașinile de campionat mondial nu depășesc mai mult de, știu eu, 300-325 de cai putere. Vreau să vă spun că la Câmpul Lung am avut mai multe mașini cu putere peste 500 de cai. Și lucrul acesta își spune, bineînțeles, își pune amprenta pe calitatea spectacolului, pentru că un astfel de bolid, vă dați seama că efectiv îți ia suflul în momentul în care trece pe lângă tine.
Un număr de 63 de piloți care s-au înscris la acest trofeu, 60 au participat, nu? Până la urmă, da, 60 au intrat pe traseu. Aș vrea să fac o referire aici, revenind iarăși la viteza în coastă și faptul că există o concentrare foarte mare a spectatorilor. La raliu sunt întinși pe 25 de kilometri, sunt din loc în loc. Aici sunt, pe acești 3 kilometri, intră 10.000 de spectatori. Vă dați seama, acum gândindu-ne la partea organizatorică, eforturile pe care le facem noi pentru a comasa aceste mii de oameni și ai putea ține în mână, asta, să zic cât așa. Cât de greu e să da, organizezi asta? Este extraordinar de important să îi ții în mână și mai ales să îi convingi că trebuie să stea, în momentul în care s-a dat drumul la cursă, să stea în virajul sau pe linia dreaptă unde sunt, să nu încerce să migreze pentru că se expun unui pericol și mai ales există o chestiune care se întâmplă în automobilism, eu tot repet și mereu am, câteodată sunt luat un pic așa ca exagerez, la automobilism se moare. Ce se întâmplă când un pilot din vina lui iese în decor să lovește, e treaba lui. Dar dacă un pilot iese în decor și lovește 20 de spectatori, e treaba mea. Și atunci eu privesc cu foarte, foarte mare seriozitate chestiunea asta, că nu vreau să am probleme și nimeni, noi doi cel puțin suntem persoanele care chiar nu vrem să avem absolut niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. De aceea folosim foarte mulți jandarmi, foarte mulți oameni de ordine, adică toată organizarea înseamnă o armată de oameni care trebuie să facă față unui flux extraordinar de mare de spectatori, să facă față unei zile întregi, pentru că sâmbătă, spre exemplu, dimineață la ora 8 este primul start și se termină la ora 16:30. Duminică, fiind numai 4 urcări, este un pic mai scurt, însă intensitatea e mai mare. Sunt două manșe de concurs unde piloții dau tot ce pot, citim timpul ăsta 1:28, 315 pe 3 km, cu diferență din nivel de 100 și ceva de metri, este o viteză. Pentru că putem vorbi, știu, dacă tot făcea comparația cu atletismul. Haideți că vă spun exact, viteza este de 121 de km pe oră. Constantă pe viteza medie. Viteza medie. Da. Imaginați-vă, medie, da. 121 de km pe oră, pe acest traseu de 3 km, sunt două ace de păr și un viraj foarte periculos și foarte tehnic, primul viraj, unde acolo nu poate să dezvolte asemenea viteză. Ca să facem o comparație, gândiți-vă pe liniile drepte ce viteză au dezvoltat. Adică se duce undeva dublu. Din punctul de vedere al celor care sunt în spatele acestei mari, mari organizări, vorbesc de forțele de ordine, aminteam, jandarmerie, oamenii de ordine, cei care ne-au ajutat și care sunt și pe afiș, ambulanța, ISU, poliția care securizează capetele acestui tronson, să fie circulația închisă. Înseamnă o mare, să zic așa, o mare concentrare de forțe și o coordonare foarte bună, pentru că programul de concurs la ora 8, directorul de concurs spune prima mașină la start, nu există niciun fel de, știi, stai puțin că n-am reușit să pun un jandarm, nu se poate. A plecat securitatea, traseu, au securizat bucata asta de drum, începe concursul. Da, am văzut cum decurge o astfel de etapă, se pleacă la timp, nu există timpii morți, stai da, un pic să iasă cineva după traseu. Exact, sau nu, stai puțin că nu sunt pregătit, da. Nu există, nu se poate. Acolo când a început prima mașină, adică a plecat prima mașină, totul este bătut în cuie, așa rămâne, nu mai mișcă nimeni. Deci nu mai mișcă absolut nimeni. De aceea spuneam că cea mai mare problemă a competiției este dată de migrația spectatorilor, care e o chestiune normală, adică am apucat într-un viraj, am văzut ce am văzut, e frumos, dar parcă aș vrea să văd altceva. Și atunci merg în următorul viraj, pentru că există pe acest traseu, suntem binecuvântați, să spun așa, cu un traseu deosebit, chiar piloții ne-au felicitat pentru acest traseu,
un asfalt deosebit, foarte bună suprafața de concurs, dar și virajele sunt tehnice, dar de viteză. Adică nu sunt viteze mari cu viteze foarte mici. Nu, este exact, în regulă, să zic așa. Exact, să spunem, nu? Exact, da. Atât, și al piloților? Atât al spectatorilor cât și al piloților, într-un limbaj specific, trebuie să ai sângele în instalație ca să-l parcurgi cât se poate de repede. Vreau să vă întreb, cum, ca și dificultate comparativ cu celelalte trasee? Este un traseu care permițând viteze foarte mari, avantajează monoposturile, mașinile de formulă, dar în același timp piloții care își asumă riscuri au capacitatea de a apăsa pedala de accelerație până la limită, uneori, din păcate, chiar dincolo de limită, și din punctul acesta de vedere aș vrea să fac o remarcă vis-a-vis de ieșirea în decor a lui Ovidiu Zaberca, acela care era unul dintre favoriți. Având în vedere că înaintea etapei de la Câmpul Lung, primii trei clasați în cadrul clasamentului general al campionatului erau, ca să spun așa, într-un interval de 6 puncte. Ovidiu Zaberca având posibilitatea chiar să iasă campion național. El este bine știut faptul că el vine la Câmpul Lung cu o plăcere foarte mare, îi place traseul foarte mult, mi-a declarat-o fără niciun fel de problemă că la Câmpul Lung este principalul traseu care îi place, urmând cel de la Poiana Brașov, etapă care închide campionatul. Din nefericire pentru noi și în primul rând pentru el, în ultima manșă de antrenamente cronometrate în ziua de sâmbătă, a avut o ieșire în decor care a avariat mașina, dar nu asta este important, pentru că fierul se îndreaptă, se schimbă. Problema este că el a suferit o leziune la nivelul coloanei vertebrale, dar una care, din fericire pentru el și pentru noi, nu este extrem de gravă, adică nu o să necesite niciun fel de intervenție chirurgicală, va fi supus un tratament de stabilizare. În maxim 6 săptămâni va trebui să poarte un corset și noi sperăm să-l avem cât se poate de repede. Anul acesta cu siguranță nu va mai participa, dar sperăm ca la începutul anului viitor să reintre în cărțile pentru câștigarea titlului de campion național. Da, o să avem și noi imagine cu accidentul. Iată, din păcate, a ieșit din cursa pentru titlul de campion național, putea chiar la Câmpul Lung să-și încoroneze, dar chiar aici avem imagine. Spuneți-ne un pic ce s-a întâmplat, ce credeți că... Este un viraj la stânga foarte strâns, un ac de păr. Din discuțiile pe care le-am avut cu el imediat după accident la Spitalul Municipal Câmpul Lung, mi-a povestit că la viteză foarte mare, pe spațiu de frânare, apăsând pedala de frână, acesta s-a întărit excesiv și frâna efectiv s-a blocat, dar s-a blocat fără să aibă efect, ci roțile înaintau cu aceeași viteză. A eliberat pedala, după care a încercat să frâneze din nou, nici de data aceasta nu a reușit. A încercat să facă virajul numai din volan, dar la viteza aceea lucrul acesta a fost imposibil. În urma analizării din punct de vedere tehnic, deci analizării mecanicilor, din câte am înțeles, a fost găsit un senzor blocat și lucrul acesta a făcut ca finalul să fie așa cum vedeți în imagine. Da, se mai întâmplă la automobilism? Sunt lucruri inerente în momentul în care te sui într-o mașină de concurs, fie că este viteză în coastă, fie că este raliu, îți asumi niște riscuri. Este un sport periculos, dar în același timp extrem de frumos. Extrem de frumos, atât pentru spectatori, cei noi care urmărim pe viu aceste curse, dar probabil cel mai mult pentru pilot. Bineînțeles, satisfacțiile sunt foarte mari în momentul în care reușești, mai ales și când te ocupi de parte mecanică, să investești atât financiar, dar să fii și prezent în atelierul unde ți prepari mașina și să reușești și să o pilotezi la viteze foarte mari, atunci, într-adevăr, satisfacția este una deplină. Așa cum amintea domnul Otovăcu, Lucian Răduț, unul dintre pretendenții la câștigarea titlului,
Este ocupă strict și de partea mecanică, este un foarte bun preparator și lucrul acesta își spune cuvântul, pentru că în momentul în care, ca și pilot, simți mașina, știi ce trebuie să setezi la ea, pentru că sunt lucruri foarte delicate. O suspensie, spre exemplu, pentru o astfel de mașină este extrem de costisitoare financiar, dar în același timp îți aduce și performanțe deosebite. Are o grămadă de reglaje, o grămadă de înălțimi și așa mai departe. Și dacă nu ești un fin cunoscător al acestor lucruri, poți să investești foarte mulți bani, dar să nu știi să faci setup-ul necesar și investiția să fie în zadar. Era anunțată prezența la Star și a colegului nostru de la Antena 1 București, Dani Oțil, vedeta matinalului. Ce s-a întâmplat? Foarte multă lume l-aștepta să vadă pe viu. Și noi l-am așteptat și într-un ultim moment am primit un telefon din partea managerului pe parte de automobilism a lui și ne-a spus că lucrul acesta nu va mai fi posibil. Nu știu exact care a fost motivul. Noi ne-am fi bucurat să-l avem la Star, pentru că s-ar fi bucurat cu siguranță de acest spectacol. Așa cum se spunea mai devreme, au fost foarte mulți spectatori și el fiind foarte apreciat, nu numai la noi la Câmpul Lung, la nivelul întregii țări, cred că ar fi avut de câștigat din punct de vedere al imaginii foarte mult, atât el cât și noi. Revenind un pic la această etapă de la Câmpul Mușe și acest traseu foarte frumos spre cabana Voina, așa cum spuneam, doamne și domnilor, aproape 10.000 de spectatori au fost prezenți în cele două zile, au văzut pe viu acest spectacol automobilistic. Comparativ cu celelalte curse, că probabil știți, numărul de spectatori e unul mare, nu? Pentru... Da, se pare că la Câmpul Lung publicul sunt cei mai mulți spectatori din tot campionatul național de viteză în coastă și toată lumea a apreciat acest lucru. De la an la an se pare că ne crește numărul de spectatori. Asta înseamnă că noi ne facem foarte bine treaba și piloții de asemenea. Competiția este spectaculoasă, altfel nu ar atrage. Voiam să specific un lucru ce l-am spus chiar imediat după nefericitul accident care a avut loc în ziua de sâmbătă. Din punctul de vedere al pilotului, este o mare dezamăgire pentru că el nu a terminat cursa. Însă trebuie să privim și partea, să spun așa, plină a paharului, faptul că nu s-a întâmplat ceva mai grav. Adică trebuie scos un pic în evidență faptul că în virajul în care Ovidiu a intrat, nu erau spectatori, era o zonă interzisă spectatorilor și faptul că el a intrat într-o zonă de urcare, a intrat într-un mal de pământ. Nu a fost pe un viraj undeva să coboare spre râu. Adică nu a fost să îl cauți, așa cum ziceam, să-l cauți vreo două zile. Că acolo, următorul viraj, gaura e atât de mare încât nu vezi unde să termină. Deci eu spun că am avut un pic de noroc. E adevărat, s-a întâmplat, dar... Face parte din acest spectacol din, și... Da, regulile jocului ți le asumi până la urmă. Se întâmplă. Am mai avut două ieșiri în decor care s-au soldat cu un abandon și cu o revenire. Prepeliță a revenit. Dar asta se întâmplă. Până la urmă, așa cum spunea și domnul Nicolaescu, în momentul în care te-ai urcat în mașină, ți-ai asumat riscul de a păți ceva. Dar ai și satisfacția când ai trecut linia de sosire. Adică echilibrul este foarte instabil. Depinde foarte mult de tine, depinde foarte mult de stradă, pentru că acum trebuie să facem și o referire din punct de vedere tehnic, referindu-ne la drum. Virajul ăsta unde s-a întâmplat este un viraj la umbră. Este un viraj care cam într-o mare perioadă a zilei ține umezeală, care te fură, care te păcălește și piloții sunt două astfel de viraje pe acest traseu, virajul 5 și virajul 8, în care, spre exemplu, când a ieșit afară Dan Prepeliță, în zona respectivă, spectatorii erau îmbrăcați cu geci și stăteau așa și în rest, de la virajul ăla mai departe, erau la tricou. Ca să vă dați seama, diferența de temperatură și venind după un viraj 4 de dreapta care este la soare total, intri undeva într-un intrând cu un viraj de stânga la umbră
și la umezeală. Adică mai este și chestiunea asta de care noi ținem cont și țin și ei cont. Iarăși, acum venim iar înapoi la performanțe, aș vrea totuși să scoatem în evidență faptul că noi am avut și niște argeșeni care trebuie să-i nominalizăm și să-i felicităm. I-am felicitat și la festivitatea de premieră, dar trebuie să-i mai felicităm o dată, așa că domnul Nicolaescu o să le dea citire pentru că trebuie să ne mândrim cu ei. Într-adevăr, am fost bine reprezentați la această etapă. Noi ne-am fi dorit ca participarea să fi fost chiar mai mare. L-am invitat pe Vali Porcișteanu, chiar dacă n-ar fi fost în cadrul concursului, l-am invitat să participe ca și mașină de deschidere. Din păcate, mașina de concurs a lui a fost, să spun așa, a avut de suferit din punct de vedere tehnic la ultimul raliu la care a participat și prezența lui nu s-a concretizat. Ar fi fost o plăcere pentru noi, pentru că de câte ori a fost el prezent la start, spectacolul a fost unul deosebit. Trecând concret la rezultatele argeșenilor, ne bucurăm să vă spunem că o echipă din Câmpul Lung, echipa Pasteur Racing Division, care, întâmplător sau nu, este chiar echipa clubului nostru sportiv, a reușit clasarea pe locul 3 în cadrul clasamentului echipelor, un lucru extrem de îmbucurător pentru noi. Se face motorsport cu pasiune foarte mare la Câmpul Lung. Trebuie amintit rezultatul extraordinar de bun al lui Ion Nicolae, component al acestei echipe, care a reușit câștigarea grupei 4, respectiv a clasei N4, cu un Mitsubishi Lancer. De asemenea, Aurelian Andronache, care a obținut locul 2 în clasamentul grupei clasei H2, Costi Stradnic și el în Câmpul Lungean la origini cu rezultate foarte bune, atât în clasamentul diesel, unde a luat locul 1, locul 3 în cadrul clasei H4 și locul 1 la două roți motrice, capacitate cilindrică peste 3000 de centimetri cubi. Locul 2 în clasamentul mașinilor istorice, în categoria I2 a lui Dorin Alexandrescu. Iată că o pleiadă întreagă de piloți din Argeș își fac loc în fruntea clasamentelor și lucrul acesta este extrem de îmbucurător pentru noi. Faptul că reușim să organizăm, faptul că reușim să participăm și cu rezultate foarte bune, faptul că toți cei care se implică, fie emoțional, dar și sprijină efectiv acest eveniment organizat la Câmpul Lung, ne bucură și sperăm să ducem această tradiție mai departe, demonstrând că, în ciuda faptului că Câmpul Lung este un oraș mic, reușește să facă lucruri mari. Un oraș mic, dar frumos și cu tradiție în acest sport și iată cu piloții foarte buni. Să vorbim un pic de această performanță. Vă așteptați? Eu știu ca Lucian Răduț să câștige această etapă. Era unul dintre, să spunem, unul dintre pretendenți. Eu personal nu că mă așteptam, eu îmi doream să câștige el pentru că am o, să spun așa, o simpatie deosebită pentru el și o simpatie care durează de foarte mult timp, de atunci de când s-a apucat el de viteză în coastă și impresiona încă de atunci și cu niște calități deosebite pentru echipa de la Reșița. Aș vrea să mai adaug aici la această listă pe care domnul Nicolaescu ne-a povestit despre ea și faptul că Dan Prepeliță, cel care este și pe afișul oficial al competiției, a ocupat un meritos loc 4 la H4, după ce, așa cum spuneam, în sâmbătă a ieșit un pic afară. Adică mașinuța asta frumoasă a șifonat-o puțin, dar a refăcut-o pentru a doua zi. E adevărat, trecând prin mai multe emoții și prin mai multe ghinioane, a lovit un câine, a făcut mai multe trăznăi, până la urmă a reușit. Trebuie menționat că nu în cadrul concursului a lovit. Da, nu în cadrul concursului, că în concurs nu prea sunt. În drum spre etapa de la barajul Reușor, deci pe un sector de drum deschis circulației, a țâșnit un câine și n-a mai putut să levite. A lovit. Domnul Stepe, pe final de emisiune, la ce se ne așteptăm în ultima etapă și care, eu știu, s-au spus deja lucrurile în acest campionat, în acest an? Dimpotrivă, adică s-au agitat lucrurile. S-au încurcat mai rău. Câmpul Lung a reușit să încurce pentru că Ovidiu, care ar fi putut să clarifice puțin apele, a pățit și atunci bătaia cum se dă între
între Răduș Lucian și Paul Andronic, doi băieți tineri, doi, eu spun că sunt de perspectivă, e adevărat, urmați de Andrei Dumitrescu, însă cred că bătălia se va da între cei doi, Răduț și Andronic. În ultima etapă, care va fi luna viitoare la Poiana Brașov, 34 octombrie, nu? Da. 34 octombrie. Domnilor, mulțumesc mult de prezență. Încă o dată vă felicit pentru organizare. Sper că și la anul să fim gazdă. Așa cum am spus, demersurile au fost făcute deja. Vreau să mulțumesc în același timp tuturor partenerilor media, printre care v-ați numărat, pentru că printr-o mediatizare bună am reușit să ducem atâți oameni la locul faptului. Și autorităților care v-au ajutat anul acesta, dar la anul îi așteptăm să vă ajute mult mai mult, pentru că se merită, iată, 10.000 de spectatori, nu-i puțin lucru să vină la o astfel de competiție. Încă o dată mulțumesc mult de prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă și domnule. Rămâneți cu Antena 1, urmează Observatorul. Eu sunt Ionuț Manta, vă dau întâlnire lunea viitoare. Nu uitați, avem două meciuri de Cupa României la sfârșitul, la săptămâna aceasta. Mâine seară pe stadionul Nicolae Dobrin, CSM Râmnicu Vâlcea, ACS Poli Timișoara. Iar miercuri la Mioveni, CS Mioveni cu FC Botoșani. O săptămână plăcută. La revedere!